îndură-te după părțile astea. Să aducă Dumnezeu tineret. Cântau tare frumos și după un timp n-am mai suportat. Mi-au venit să plâng și să zic lui Dumnezeu, Doamne, cum aș putea pocăi și eu ca tinerii ăștia care cântă așa frumos. Nu știu ce s-a întâmplat, dar se scoală un bărbat, se întoarce spre mine și îmi face o prorocie. Tinere, Domnul te cheamă la mântuire. Eu atunci am strigat, vreau să mă pocăiesc, dar nu știu cum e pocăința asta. Și Dumnezeu ridică o femeie, prorociță. Tinere, eu, Domnul, astăzi te voi binecuvânta. Prima zi de vizită în adunarea pocăiților. Numai că predicatorul a strigat odată, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Domnul Iisus se duce spre Ioan ca să fie botezat, frați și surori. Dacă Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a avut nevoie să fie botezat, zice Ioan, de ce vii la mine? Eu am trebuință de tine. Lasă, Ioane, să împlinim tot ce e scris. Și s-a lăsat să fie botezat. Și atunci s-a ridicat poporul că iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lui. Toți îl glorificau cu mâinile ridicate. Doamne, dă-ne putere ca și în aceste vremuri să fim sensibili la tot ce vine de sus, la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Măriți și slăviți să-i fie. Nu contează, fratelor, ce naționalitate suntem. Nu contează păcatele noastre multe. Contează credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Măriți și binecuvântați să-i fie. Mama mea, în timp ce s-a sculat lumea în picioare, a fost botezată cu Duhul Sfânt și plânge și proslăvea pe Dumnezeu în alte limbi. Și mă uitam la mama mea. Avem o cântare care zice, plâng și cânt de bucurie că azi am aflat cum Hristos și-a dat viața și m-a răscumpărat. Măriți să-i fie Dumnezeu. În aceea zi am fost botezat și eu cu Duhul Sfânt și am vorbit în alte limbi. Eu nu știu de ce oare trebuie aici în adunare să vorbim în alte limbi. Și acasă, rugându-ne, se întâmplă că trecem de la limba noastră maternă la limbile cerești, zice cuvântul lui Dumnezeu. Cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, el cu Duhul spune tare. Că e o legătură vie a omului cu Dumnezeul nostru cel mare, prin Duhul lui cel Sfânt. Binecuvântat să-i fie numele. Iată că au trecut 76 de ani de când Domnul Iisus și-a pus amprenta, pecetea Duhului Sfânt peste viața mea.
slăvitei fierbe. Am avut o viață de bucurie, o viață, gândiți-vă la cele de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Deși au fost persecuții, până la securitate, a fost arestat, a fost fraților. Am fost arestat 17 bărbați, duși la securitate și acolo ne-o tratat ei cum o știut ei. Dar ziceam, eram tânăr, doar n-am pocăit. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc. Acum sunt pe adevărata cale. Când oamenii din pricina numelui meu, zice Domnul Iisus, vă vor bagiocori, vă vor chinui, slăviți să-i fie numele, auziți, bucurați-vă și veseliți-vă, că plata voastră mare este în cer, binecuvântat să fie Domnul. Într-o duminică a plecat șeful securității acasă și zice, un plutoner, pocăiților în colonare aici pe scări. N-am știut ce vrea. Zice, a plecat șeful acasă, credeți-mă, vă spun adevărul lui Dumnezeu. Nu vreți să cântați o cântare? Zice păstorul fraților, dacă ne cere tovarășul plutoner să cântăm, hai să cântăm. Noi nu o facem ca Israelul, care și-a cățat harfele în sărci și-a zis, de ce rugurii să ni se lipască limba? Dacă vom cânta cântările Domnului pe un pământ străin. Și zice păstorul, hai să cântăm. Dar n-avem harfe, n-avem caiete de cântări. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Sunt cazuri, frate și surori, când tot ce am agonisit din partea Scripturii în inimile noastre să ne aducem aminte de ele, fie binecuvântat Dumnezeu. Și-am cântat cântare, o suflete fără de har, cunoști pe Domnul respectiv. Am cântat parcă și cerul, s-o coborât pe sănătate, cu o putere mare. La jumătatea cântării cântă plutonerul cu noi, plângând și ne face mărturisere că și el e din familie de pocăiți. Numai când o fă persecuție aia mare, în anii 30, tata lui a fost bătut rău de jandar și zice, atunci am abandonat pocăința. Și Duhul Domnului îmi zice, de zel, mucul care mai fumegă, Dumnezeu nu-l stânge. Adă-ți aminte de făcătorul tău, în zorii tânierețe tale, până când nu vine vreme, tânieri dragi, când îi zice, n-am nicio plăcere de anii mie. Încredințează-ți viața în mâna Domnului și lucrează la mântuire sufletului tău, la mântuire casei tale, la mântuire celor ce te împunjoare. Să nu cânti cântare, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. Eu aș dorea acum la terminare să facem o rugăciune interesantă, ca Dumnezeu să întregească familii aici
în casa Domnului. Aici să fie copiii noștri și împreună, când se va striga, iată mirele, ieșiți spre întâmpinare, frați și surori. Să nu ne uităm cu amărăciune. Eu că l-am urmat pe Domnul să mă ridic în sus, să moștenesc noul Ierusalim, și copiii să meargă în Năcarul cel Mare. Doamne, nu lăsa nicio familie. 10 o cântare, dar ziua cea mare, groaznică va fi, când toate popoarele vor sta la judecată. Bărbați de femei s-or despărți pe vecii vecilor. Părinți de copii s-or despărți pe vecii vecilor. Doamne, nu lăsa familiile noastre destrămate, ce binecuvintează-i cu statornicie în credință, frate și surori. Am 6 copii, Dumnezeu mi-a dat harul să-i cresc. Și m-am rugat mult pentru ei. Părinților, învățați copiii voștri în legea Domnului, ca să putem zice că am adus un loc pentru împărăția lui Dumnezeu. Fraților, mi-a încredințat Dumnezeu această Evanghelie. Auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 6, vreau să citesc pagina Bibliei, în 1216. Auziți ce zice cuvântul? Și-am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărei neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui noroc. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarelor, apelor vii. Slăvit să fie Dumnezeu! Ești chemat de Dumnezeu, indiferent ce naționalitate suntem. Toate popoarele, zice Isaia, sunt chemate de Dumnezeu la mântuire. Amin. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L până când este aproape de voi. Binecuvântat să fie numele. Apoi a urmat un alt înger, al doilea. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se ridică sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noapte n-au odihnă
cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Și am auzit un glas din cer care zice, scrie, ferice de acum încolo, de morți care mor în Domnul, dar zice Duhul, ei se vor odihni de ostenierile lor, că faptele lor îi urmează, slăbiți să fie Dumnezeu. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu, la care vreau să vă spun, îi chemată lumea întreagă. Toți oamenii căzuți în păcat, Pavel Apostolul s-a dus în Grecia să propovăduiască Evanghelia. Și grecii l-au dus la Aeropag să vadă că ei sunt oameni religioși, nu oricum. Acolo aveau zeitățile poliți cu aur, cu argint, la care se închinau așa, nu se închinau așa. Tatăl nostru care locuiești în cer, facă-se voia ta precum în cer, așa și în adunare, dândeta. Amin. Amin. Încer ca bubuitul unor tunete puternice se aud zi și noapte de îngerii serafimii, cei 24 de bătrâni care se închină lui Dumnezeu zi și noapte. Frați și surori, nu uitați, căutați pe Domnul câtă vreme se poate. Rămâneți tare în credință, slujiți-L cu credincioșie, că acum suntem mai aproape de venirea Domnului ca și atunci când am crezut, pentru că toată Scriptura se împlinește sub privirile noastre. Am avut frați care au fost chinuiți pentru Domnul Iisus Hristos. Avem un frate păstor, Ciuci Pavel. Dumnezeu prin omul acesta face lucruri mari, vindeca diferite boli. Și l-a prins securitatea, mergând la Cluj, a fost chemat să se roage pentru bolnav. Și l-a urmărit securitatea până s-a dat jos de tren. Și-a zis, și aici vii? Și aici faci propagandă? Și l-a arestat, l-a ținut la pușcărie câtva timp și acolo îl băteau aici ca să-i strece vocea, să nu mai poată predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și acolo s-a dus un ofițer din cadrul Unității Securității. Am o fată surdă și mută, n-ai să te rogi Dumnezeului tău, ca Dumnezeu să-i dea fiicei mele auzi și să poată vorbi. Și s-a rugat pentru el. Și Dumnezeu o vindecat-o complet. După ce s-a eliberat de la penitenciar, o vindecat acel ofițer și-a făcut mărturisire în adunare cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, că i-a vindecat fata. Frați și surori,
Ăsta-i Dumnezeul nostru. Slavă Lui. Mamei mele, zice un doctor, mai trăiești 11 zile. Ți-s uscat plămânii. Mama nu era pocăită încă, dar zice către doctor, dacă Dumnezeu n-ai vorbit, pe doi mai trăi. O venit de acasă și a așteptat a 11-a zi că va muri. Și în a 11-a zi o potrivit duminică. Și vine a 5-a vecină, nepocăită. Nu vrei și vii cu mine în comuna vecină, se face deschidere de adunare. Și zice, mama mea foarte religioasă, greco-catolică, mă duci la rătăciță aia fără cruce, fără. O, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai dat cruce să o purtăm. Și Dumnezeu să ne ajute să purtăm cruce. O convins-o pe mama de s-o dus la adunare. Și acolo Dumnezeu i-a vorbit, frate și surori, eu vreau să vă spun că locul ăsta nu e a fraților, e a lui Dumnezeu. Aici face prezența Dumnezeu. Mărit și slăbit de El. O venit mama de la adunare și o întrebat ticul, nu cum o fost la adunare, nu mă mai duc altul. Că iscolor noi cunoști. De joi au zis, abia aștept să vie duminica. Mă duc iar la pocăiți. Frați și surori, aici ai ocazie să te întâlnești cu Dumnezeu prin cuvântul acesta care e viu și lucrător. Slăvit să-i fie numele Dumnezeului nostru mare. Dumnezeu a vindecat-o pe mama și a mai trăit încă 33 de ani. Zice cuvântul în Iov. Dumnezeu vorbește omului când într-un fel, când în altul, când doarme, când într-un somn adânc, atunci Dumnezeu îi face de cunoscut că trebuie să se pocăiască. Dar o face Dumnezeu odată, de două ori, de trei ori omului. Până mă lasă. Când zice doctorul, cancerul e la culme, ai să mori, zice acolo Iov, că Dumnezeu zice unui înger din miile acelea care vestesc omului calea mântuirii, am găsit preț de răscumpărare pentru el. Mergi, izbăvește-l. Atunci, trupul care numai pielea și oasele rămân, carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie și el cântă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, frați și surori. Nu ține seama câte păcate am pus pe oraltă. Din moment ce îți predai viața, au fost anulate toate păcatele. Zice Psalmul 103, pare bine. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Căci El îți iartă toate păcatele tale și îți vindecă toate boalele tale și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Slăvit să fie Domnul! Am 93 de ani. Încă nu mai pot opri. Încă-s dator să lucrez pentru împărăția lui Dumnezeu.
Am fost lucrat de meserie și după ce am gătat lucrul, mă da banii, era unul noapte. Îmi iau sculele și vreau să plec. Și Dumnezeu îmi vorbește prin Duhul Sfânt. Vezi cum pleci? Nu i-ai vorbit lui Ioan nimic despre mântuire. Doamne, dai târziu, cum să fac? Întoarce-te, acum e momentul. Îi bat la ușă, ai uitat vreo sculă? Domnul Silaie, n-am uitat nimic. Am uitat să spun domnul Ioan că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine a crede în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică. No, asta câștigi prin pocăință și aici o viață binecuvântată și dincolo o viață veșnică. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Nu te rog, nu mă ruga, nu vă ruga, n-ai vrea să te pocăiești, ce o porunci, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea fără părtinire prin omul acela despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din mort. Slăvit să-i fie Dumnezeu. Merge voi cu mâna goală. Sau merge voi cu snopii în urma mea. Să arunc sămânța plângând și voi aduna snopii cu bucurie. Doamne, binecuvintează-mă. Rămân la aceste cuvinte. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să nu vă lăsă în pace până când nu-ți primi credința în Iisus Hristos, că-i Fiul lui Dumnezeu. Zice cuvântul, la ai săi au venit, ai săi nu-l au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul. Acum spuneți dumneavoastră ce să facă. Le-a dat dreptul să fie copii ai Lui Dumnezeu. Nu ce bine Tatăl nostru care locuiește în cer, sfințească-se numele Tău prin gura mea. Facă-se voia Ta, Doamne, prin viața mea, slăvit să-i fie numele. Și atunci când se va striga, iată mirele, ieșiți-i spre întâmpinare. Oare ce marcă ne-o face noi? Noi și-o făcut barcă în care și-o scăpat familie și viața lui. Dar noi cum a fi? Ca să ne ridicăm în sus Duhului Dumnezeu, pe care l-am primit, cu care am fost pecetuit, ne va ridica bărbați galileni. De ce vă uitați după el? Așa cum îl vedeți, că se duce la cer, așa va veni iarăși, să-și ridice poporul lui la cer, biserica grândetă ta, să fie ridicată într-o zi și să zică Domnul Iisus, iată, Tată, rodul suferinței mele, iată pentru ce am murit în Golgota. Frațelor, miile și zecile de mii și milioane de oameni se vor ridica ca să pregătească noul Ierusalim în care să avem o viață cu Domnul Iisus Hristos.
Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă umple cu puterea Lui. Ca în aceste vremuri să rămânem credincioși, loiali lui Dumnezeu, până când ne va chema de-a.